Undeva la marginea comunei Albești, după un traseu făcut pe jos, la poalele plantațiilor de grâu și porumbii ai sătenilor, stau ascunse urmele fortificației Albești. Această fortificație este considerată de către arheologi fiind una dintre cele mai importante din țara noastră. Fortul grecesc a fost descoperit din întâmplare de către un profesor aflat în excursie cu elevii săi. Primele săpături au fost realizate în anul 1974 de către reputatul arheolog Adrian Verădulescu, săpăturile fiind continuate și în prezent. În urma cercetărilor s-a descoperit că rolul acestei fortificații era de apărare și exploatare agricolă a zonei. Situl a fost populat între secolele 4 și 3 înainte de Hristos. Fortificația a cunoscut trei faze de dezvoltare. Într-o primă etapă a fost o așezare civilă populată de crescătorii de animale și agricultori pentru ca mai apoi să devină un adevărat fort. Așezarea de la Albești este plasată la limita de vest a teritoriului coloniei Doriele Calatis. Zona fortificată de formă rectangulară ocupă o suprafață de aproximativ 2800 de metri pătrați. Eu sunt Adelina Cioi și te invit să-ți cunoști istoria prin proiectul Dobrogea 143 de la grecii din Milet la generația Millennials.